Anul trecut, societatea omului de afaceri a fost verificată de către comisarii gărzii financiare, constatându-se abateri de la regimul fiscal, constând în neînregistrarea tuturor veniturilor încasate în aparatele de marcat fiscale, procedându-se la confiscarea banilor, amendarea societății și suspendarea activității pe o perioadă de 3 luni. Deranjat de aceste controle, afaceristul a contestat acțiunile comisarilor, însă instanța a confirmat legalitatea controalelor. Nici după o decizie definitivă și irevocabilă, Râmescu nu s-a conformat și a ignorat din nou legea, continuând să-și desfășoare activitatea, fapt constatat în urma controlului de ieri.